Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 25 mai pentru semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Zodiile de pământ, aici văd pentru zodia fecioară, sunteți în căutarea unui adevăr, văd foarte multă prudență, căutarea sufletului, să spunem așa, în ce privește trecutul dumneavoastră. Aici trebuie să fiți atenți, să luminați o situație, căutați un răspuns în ce vă privește sau va trebui să studiați, să reflectați și acest lucru vă va ajuta să găsiți scopul divin al vieții dumneavoastră. Sunteți într-o reflecție, trebuie să reflectați foarte mult și trebuie să vă urmați sufletul, chemarea sufletului și văd că sunteți în căutare. Și căutarea în interiorul dumneavoastră se găsește. Dacă veți privi în sufletul dumneavoastră, acolo este adevărul pe care îl veți căuta dumneavoastră. Și haideți să vedem pentru zodia Taur, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Taur, care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi în această zi de 25 mai, ce se va întâmpla pentru zodia Taur. Haideți să vedem zodia Taur. În această zi văd o colaborare cu alte persoane, în ce privește un grup de oameni sau un grup la locul de muncă. Văd că sunteți foarte buni în ceea ce faceți și sunteți foarte talentați în ceea ce faceți și văd că munciți cu pasiune și spor și vă doriți mai multă stabilitate economică pe viitor. Veți avea acest lucru. Și văd că învățați, studiați, încercați să creșteți acel proiect sau la locul de muncă încercați să creșteți, să evoluați cum ar fi cariera dumneavoastră. Văd că veți construi un succes colaborând, bineînțeles, și cu dedicare, cu atenția la detalii. Văd că vi se vor face recunoscute meritele și veți primi recunoștință. Nouăle de spade, văd o frică în mâine, o preocupare, poate veți visa, vedeți, aveți grijă la ce visați, da? Poate visați nu prea plăcut sau vă e frică, aveți preocupări, aveți o negativitate care nu vă dă pace, nu reușiți nici să adormiți sau aveți anumite regrete și vă focusați foarte mult pe trecutul dumneavoastră sau poate bârfele la locul de muncă sau vă preocupați în ce privește un contract, o colaborare. Este aici foarte mult mental care simțiți o ansietate. Nu aveți motive să vă preocupați. Nu vă mai preocupați pe lucruri care nu se merită. Nu dați importanță și atenția dumneavoastră, timpul dumneavoastră și sentimentele noastre pe lucruri care nu se merită, da? E posibil să fi comunicat ceva sau să fi auzit anumite vorbe sau în ce privește comunicările cu alte persoane și acest lucru v-a produs o frică, o teroare. Și văd un bărbat în semn de apă, la Scorpion Peș, sau poate un bărbat mai matur, mai în vârstă. Văd o persoană aici care vă puteți baza, este o persoană onestă, o persoană care vă dă un sfat, care vă stă alături, o persoană care vă poate ajuta, da? Care vă poate ajuta să vă vindece, vă poate sta alături să vă vindece această suferință. Este un prieten bun sau poate chiar persoana iubită care în același timp este prietenul dumneavoastră bun. O persoană văd aici care vă poate înțelege, să spunem așa, emotiv. Dumneavoastră știți că există la locul de muncă o persoană în care nu puteți avea încredere. Știți, în ce privește o colaborare, că nu puteți să aveți încredere sau că nu există sinceritate de plină. Că nu este în stare să fie sincer sau sinceră, da? Cred că știți acest lucru. Și nouăle de spade, văd că vă preocupați ce privește un prieten de-al dumneavoastră sau văd un prieten care vă va stă alături sau vă preocupați ce privește un prieten din trecut, dar văd că un prieten vă va sta alături și veți avea momente de
momente plăcute, să spunem așa. Și văd că acest bărbat vă va ajuta. Vă va ajuta să ieșiți dintr-o pierdere, să ieșiți din acest moment de neplăcere, din acest moment mai traumatic sau neplăcut, din aceste preocupări. Văd că acest prieten, acest bărbat vă va sta alături, vă va vindeca, vă va da un sfat bun și vă va ajuta să ieșiți din această pierdere, să treceți peste această pierdere. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Doamne ajută! La revedere, numai bine! Voi trece la Zodia Fecioară. Haideți să vedem, Zodia Fecioară, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de joi, 25 mai, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul Luminița Tarot. Haideți să vedem. Doiul de spade. Trebuie să luați o decizie în această zi și văd că veți conecta cu Zodia Balanță. Veți conecta cu Zodia Vărsător și Zodia Apărac, Scorpion, Pești. Văd că e posibil în dimineața zilei de mâine să fiți mai confuzi, mai indecisi, să trebuiască să luați o alegere, să faceți o alegere, dar nu veți ști clar sau nu văd o confuzie în ce vă privește deciziile voastre, o indecizie, nu vedeți ceva clar în momentul de față, mâine dimineață, da? Sau în momentul prezent poate fi. Văd că sunt anumite dificultăți pe care trebuie să treceți peste ele și sau văd că va trebui să faceți față cu fricile dumneavoastră care le aveți. Văd, poate vă aflați între două relații sau între două lucruri, două situații, două persoane, poate aveți doi copii și acolo va trebui să luați o decizie sau în ce privește o problemă, o situație de-a dumneavoastră, sunteți între două lucruri și nu știți pe care să o alegeți exact, da? Văd că sunteți un pic cam lunatici în ce privește contractele sau relațiile cu cei din jur și văd că e ca și cum vă văd interiorizați, nu doriți să comunicați, nu doriți să vorbiți deocamdată. Aici aveți speranță la o persoană în Zodia Vărsător care poate citește în tarot, în astrologie sau aveți speranță în ghidarea divină. Aveți foarte multă speranță într-un viitor mai mult în ce privește o renaștere, o vindecare de-a dumneavoastră. Văd că vi se spune să nu vă pierdeți speranța pentru că văd că veți fi inspirați și veți fi mulțumiți. Veți avea parte de serenitate și de pozitivitate, de vindecare. Și vă veți vindeca. Există foarte multă speranță în dorințele dumneavoastră și veți primi ajutor din partea altor persoane. Cu luna aici, văd, e posibil, vi se spune să vă ascultați intuiția. Poate sunt anumite neînțelegeri în ce privesc speranțele dumneavoastră, dorințele dumneavoastră. Aveți o dorință în special și încă sunteți confuzi și nu știți ce să faceți, cum să faceți, ceva nu vedeți bine și nu doriți să răniți pe nimeni, nici nu știți dacă să acceptați o propunere sau să o refuzați, sunteți acolo, nu știți încă. Și speranța, văd, aveți anumite frici în ce privește speranțele dumneavoastră sau în ce privește familia dumneavoastră sau o femeie din trecutul dumneavoastră. Văd că sunt anumite neînțelegeri. Sau nu vedeți clar ajutorul altor prieteni și văd că vă faceți foarte multe iluzii, foarte multe frici, da? Și aveți foarte multă speranță în ce privește familia dumneavoastră. Cu luna aici văd o familie unită, văd foarte multă senzualitate. Familia are, aveți foarte multă speranță în familia dumneavoastră, într-o renaștere, într-o vindecare, ca dorințele noastre să se îndeplinească în ce privește poate chiar o situație din trecut, da? Să rezolvați o situație din trecut. Doi de spade aici văd că trebuie să încercați să vă controlați supărarea sau nervii în ce privesc contractele sau relațiile cu cei din jur.
Aici trebuie sau pentru că nu vedeți ceva clar, vi se spune să vă controlați supărarea și nervii pentru că e posibil să vă pară rău mai târziu. Zice că cu steaua aici sunteți pe drumul cel bun în ce privește ceva important din viața ta, un aspect în special din viața ta, o situație importantă pentru tine în momentul de față unde tu ai foarte multe speranțe, ești pe drumul cel bun, să știi. Ești pe drumul cel bun în ce privește acel aspect al vieții tale, dorințele tale. Și cu luna aici, să știi că o dorință de-a ta va fi îndeplinită. Cu ajutorul unei femei din trecutul tău sau ascultându-ți intuiția. Da? Deci o dorință de-a ta va fi, cum să zic eu, punct ochit, punct lovit, să spunem așa. Deci, în ce privește un proiect financiar, da? În ce privește un proiect financiar, văd că zodia Scorpion are un rol important în viața ta. Aici văd că dorința ta va fi protejată și va fi îndeplinită. Poate această persoană sau persoana din trecutul tău te poate ajuta pentru a-ți atinge această dorință și în ce privești banii, un proiect de bani. Te așteaptă ca tu să găsești acel proiect de bani. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, Doamne ajută! Voi trece la Zodia Capricorn. Zodia Capricorn și la tine în același timp văd că este foarte mult mental aici. Zodia Balanță, Zodia Pești, Scorpion, Vărsător are un rol important în viața ta. Trebuie să iei o decizie în ce privește două lucruri, două situații. Poate cu familia ta nu există comunicare în momentul de față sau va trebui să iei o alegere, au fost neînțelegeri în familia ta sau îți faci foarte multe iluzii sau văd o ansietate, o frică, o preocupare în ce privește un contract de muncă sau o relație. Trebuie să iei o decizie, dar e dificilă de luat acea decizie pentru că ești foarte confuz sau lunatic. În această zi vei fi lunatic sau confuz și ți-e frică să înfrunți un adevăr. Sunt lucruri ascunse sau secrete aici care vor ieși la suprafață și îți va produce confuzie, frică, iluzii, o neînțelegere aici, trebuie să iei o decizie între două lucruri, dar nu dorești să faci rău la nimeni și dar știi, în sufletul tău știi ce decizie să iei și ți se cere să-ți asculți intuiția, este foarte important. Trebuie să-ți asculți intuiția dacă nu vezi ceva clar sau ești indecis. Și șasele de cupe văd că vei ieși din această furtună, turbulență prin care ai trecut, printr-un moment neplăcut sau mai lunatic, văd că vei merge spre progres, vei face chiar un drum cu persoana iubită sau poate singur sau cu familia. Văd că te îndrepți spre progres, un drum îți va aduce ușurare în ziua de mâine. Poate dorești să pleci în vacanță, poate scapi sau încerci să scapi dintr-o situație neplăcută. Văd că lucrurile se vor calma pentru tine, asta e clar. Și vei vedea lucrurile mai cu claritate, dar vei lua și o decizie. La acest drum va trebui, cred că vei face un drum pentru a-ți clarifica ideile, pentru a-ți clarifica fricile, problemele și poate cineva, poate vei merge la un medic sau văd o tranziție, va trebui să poate să mergi la un medic să descoperi ceva ascuns, o problemă de sănătate a cuiva sau o situație ascunsă pentru a descoperi un adevăr. Văd că vei stimula persoanele sau tu vei fi stimulat în ce privește ziua de mâine și vei vedea mai clar, vei realiza un adevăr, vei avea abilitatea de a te concentra în ce privește un nou drum, o nouă decizie, o nouă carieră care te va duce la viitor și la succes, la un nou început și pentru a depăși aceste obstacole prin care ai trecut. Optul de spade, văd că îți pui restricții singuri și ești blocat, te simți blocat sau în mintea dumneavoastră se repetă anumite gânduri.
și nu vă dă voie să ieșiți din acel mental, acea negativitate. Trebuie să încercați să vă eliberați singur, făcând lucruri care vă plac. Haideți să vedem. Zice să fiți atenți, să nu riscați prea mult, dar în ce privește o decizie. Și ai nevoie de lumină, de claritate, în ce privește inima ta, de vindecare. Și ți se spune, chiar dacă vei visa anumite, vei face anumite vise, să fii atent la visele tale, că e posibil să primești răspunsul prin visele tale și că ai nevoie de mai multă atenție în ce te privește. Vezi că vei primi o veste în ce privește o nouă afacere sau o nouă oportunitate. Poate vei face un drum cu familia sau de la drum va veni vești care te vor ajuta să ieși din aceste probleme sau o situație, te va ajuta să vezi lumina, să faci claritate. Sau pentru un copil, poate va trebui să mergi la doctor sau la un medic să vezi ce privește un copil, un nou proiect, poate. Asul de spade îmi spune că vei vedea mai clar iubirea, afecțiunea, vei vedea mai clar relația ta de iubire și vei avea mai multă grijă de relația ta de cuplu sau de inima ta. Te vei întâlni cu o persoană care, sau vei bate palma cu o persoană care va fi importantă pentru tine. Întâlnirea cu această persoană are o reală importanță pentru tine și va avea o importanță pentru tine. Deci vei lua decizii în ce privește inima ta, iubirea ta, afecțiunea ta și persoanele pe care le iubești, pe care le îngrijești, va trebui să iei o decizie. Și vei trece printr-o tranziție, va fi o schimbare pentru tine în ce privești planurile, afacerile sau un nou copil care va veni în viața ta și vei vedea totul mai clar. Și o persoană, întâlnirea cu o persoană va fi importantă pentru tine în această zi. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, numai bine, Doamne ajută!